El a înțeles că țăranul nu este pur și simplu un lucrător în uh, domeniul agricol. Țăranul este un om uh, al țării, este un cetățean, este exact definiția veche venită pe filieră latină în limba română. Tocmai de aceea e foarte interesant că toată Școala Sociologică de la București, inițiată de Gusti, care a produs uriașe nume în cultura română. Printre care și Ernest Berna, a fost foarte interesată de acest sat, să-l cunoască, să-i afle problemele, dar și să le rezolve cumva. Așa au apărut multe proiecte de lege, inclusiv legea serviciului social uh, și altele, care, așa a apărut ideea echipelor monografice care se deplasau în teren în încercarea de a descoperi acest sat, pentru că era convingerea aceasta că satul stă la baza civilizației românești. Și asta este idea, una din ideile lui, lui Ernest Berna. Noi trebuie să ne raportăm la sat nu ca la ceva care a rămas în urmă, ci la ceva care ne definește din punct de vedere civilizațional. Aici este o particularitate foarte interesantă în opera lui, lui Bernea. Spre deosebire de alți intelectuali care întotdeauna interpretează ceea ce văd, Bernea nu doar că interpretează, dar lasă loc. Și subiectului de cercetat să-și să spună uh, oful sau părerea sau să fie auzit. Uh, este printre puținii oameni care au, au tipărit cărți în care apar exact citatele țăranilor. Uh, mă rog, în perioada interbelică era o mare uh, discuție despre analfabetismul care ar trebui. Uh, rata de analfabetizare, în fine, ar trebui uh, scăzută. Uh, Berna arată că oamenii, chiar dacă aveau o clasă sau două clase primare, asta nu îi împiedica să gândească. Ei gândeau, gândeau liber și gândeau românește. Și așa ajunge la o teorie foarte frumoasă a fenomenului românesc, în care uh, operaționalizează acest concept și în care spune cum. Cum este românul? Și românul ne referim aici la țăran, de fapt. Și Vulcănescu, de pildă, a încercat să, să facă această teorie, numai că el a făcut-o din altă perspectivă, fenomenologică. Or, Ernest Bernea a rămas la firul ierbii. Întotdeauna a zis că el nu are niciun drept să interpreteze cuvintele oamenilor, având în spate teoria poate chiar ideologia de la oraș și chiar de la București. Și atunci a lăsat loc cuvintelor acelor oameni în filele cărților sale. Iar dacă astăzi citim acele crâmpeie de, de adevăruri pe care el le-a le descoperit și le-a categorisit foarte frumos, observăm o uriașă gândire filozofică de tip colectiv la care noi astăzi nu mai avem acces. Am pomenit la început cartea aceasta Maramureșul Țară Românească. Este o carte scrisă în anii de tinerețe și ar trebui să explic ce înseamnă în limbajul lui Bernea țară. Românească. Pentru că noi știm că Maramureș este o parte din România. De ce spune el țară românească? În limbajul său și în limbajul etnografiei sale, țara este pământul strămoșilor. Și el spune că acest loc Maramureșul este o vatră a tuturor românilor. Merge în istorie, în momentele augurale, și vede că din Maramureș au pornit întemeietorii, descălecătorii, care au mers în Moldova. Iar unii au venit încoace în Transilvania. În pardon, în țara românească. Așadar, vatra tuturor românilor este Maramureș și nu este întâmplător că el merge acolo în Maramureș și scrie această carte, nu stând în într-un în, în birou, ci călătorind foarte mult prin toate satele, văzând, trăind alături de maramureșeni. Și la urmă încearcă să surprindă, în puține pagini, esența acestui loc, vatră a tuturor românilor. Pornind de la această carte, să încercăm să înțelegem cum vede Bernea satul românesc, pentru că satul românesc este o realitate, spune el, arhaică. Dar dacă este o realitate arhaică, nu este o realitate ruptă de omul contemporan. El vede o continuitate vede și o capacitate a omului de astăzi de a se apropia de satul arhaic, de a înțelege satul arhaic. Satul arhaic nu este ceva preistoric în negura vremurilor despre care cineva vorbește numai la trecut. Satul arhaic este prezent prin valorile sale, zice Berne. De la început, în anii 40-50, chiar ulterior, în anii 60, Bernea vede că satul românesc tradițional, Intră într-un proces de destrămare. Și el spune că acest proces este o realitate entropică în pericol de a-și pierde rânduiala. Ce satul românesc, care avea și a avut multă vreme o rânduială, concept de altfel de a lui Bernea, intră într-un pericol de pierdere, de ruinare, de destrămare. Și bineînțeles că acest moment trebuie foarte bine surprins, spune el. Suntem într-un moment de criză a satului românesc și va trebui să suprindem riguros științific această perioadă pentru că, pe de parte, noi suntem cei care lăsăm mărturie despre ce se întâmplă acum cu satul românesc, iar pe de altă parte suntem în stare să mergem mai în adâncime, pornind de la acest fenomen de criză adică să surprindem lucruri tainice din istoria satului românesc. Și spune el că atunci când încercăm să înțelegem satul arhaic românesc, nu trebuie să fim romantici, să încercăm să gândim satul așa, într-un chip naiv, ci trebuie să au interesați de anumite curiozități, că într-un sat e ceva, în altul e altceva, acestea nu sunt uh, argumente, pentru o gândire științifică. Și el propune, că, propune, ca abordare dorința de a înțelege satul din punctul de vedere al valorilor sale. Satul românesc, zice, trebuie înțeles din perspectiva celor care au trăit în satul românesc. De aceea nu poți să fii etnolog, etnograf, sociolog de la București. Este nevoie să mergi în satul românesc, să-l parcurgi este nevoie să trăiești în satul românesc și știți foarte bine că el a făcut parte din echipele sociologice ale lui Gusti. Deci experiența lui de tinerețe și-a pus amprenta pe de o parte, pe de altă parte experiența teoretică din Occident i-a întărit această convingere că cercetarea trebuie să fie bazată pe fapte concrete. Satul, spune Bernea, este o comunitate de viață și un sistem de valori românești autentici. Dacă nu vedem dimensiunea lăuntrică, vitală a satului, nu putem să analizăm acest loc binecuvântat care este satul românesc pentru, pentru român, pentru țăranul român. El spune că satul este parte din uh, civilizația română sătească. Și ea nu este o civilizație monumentală. Să nu ne așteptăm la descoperiri extraordinare, dar este o civilizație armonioasă, spune. Plină de viață. Și argumentează că dacă ne uităm în toate registrele vieții satului nostru, vom vedea arta populară, vom vedea filozofia populară, concept interesant, filozofie populară ordinea socială a satului și economia rurală, care era o bună vreme închisă, oamenii își făceau și își rezolvau problemele acolo, toate acestea reprezintă un sumum de experiențe de viață și de obiectivare în forme proprii. Fiecare zonă își are forme proprii, dar țara, în totalitatea ei, adună la un loc aceste forme care sunt caracteristice românului.